Bună seara! Mă bucur să fim din nou împreună pe calea poeziei creștine. Poezia pe care o vom asculta în continuare se numește Rugăciune și aparține doamnei Alexandra Dumitriu. În fața ta cea sfântă, ceresc, Tată al meu, cu dragoste adâncă îmi plec sufletul, eu, și lacrimi de iubire și de căință mare, dar și de bucurie cădea vor la picioare. Cu tot ce port în suflet, sublim, dar și amar, cu dragoste de plină, cu suferință chiar, mă plec în adorare, voind să-ți mulțumesc, căci darul cel mai mare e faptul că trăiesc. Ai făurit o lume din stele și cuvânt, din strop de nemurire, din soare și din cânt. Cu mâinile întinse ne-ai oferit un dar, s-o stăpânim în pace, cu dragoste și har. Ne iartă, dar, Părinte, de n-am știut iubi, ca să oferim de moarte, de ură, de urgii. Ce și-au pornit izvorul din prea multă mândrie, din patima de aur, de fals și de trufie, și din atâtea alte ce picură amar. În sufletul iubirii ce ni l-ai dat în dar, ne-ai dăruit putere și ne-am crezut mari sori, ce singuri dau lumină independent de zori. Ne-ai dăruit iubire și ne-am crezut prea buni, uitându-te pe tine, ce pasul ni-l îndrumi. Ne-ai pus în zestrea noastră o minte sclipitoare, ca să înțelegem firea, să știm de ce ne doare, să știm de ce pe lume venit am să trăim, să ne împlinim în bine și înțelepți să fim. În toate noi pornit am atent a cerceta, dar ne-am pierdut pe sine, cercând noi te-am uitat, dar iată că rătăcind izvorul din care să se umple, rămâne gol ulciorul. Uitat am multe, Doamne, dar astăzi, cu căință, ne întoarcem iar spre tine, loviți de suferință. Nis ochii umezi de lacrimi și sufletul de dor, de tot ce e lumină, de cerul primitor, de tine, Domnul slavei, cerescul nostru frate, de tot ce este bine, iertare și dreptate. Ne îndreptăm spre tine cu inima fierbinte, ascultă-ne tu iarăși, smerita rugăminte. Lungește, Doamne, timpul, căci să încercăm, am vrea, să separăm tot răul ce l-am făcut cândva, să punem temelie pe unde am dărâmat, prin fapte cu iubire și sufletul curat, până am topit chiar ura și vechea dușmăniei, nimic în dezacorduri în lume să nu fie. Să nu uităm nici omul ce lângă noi așteaptă un zâmbet, o simțire, o vorbă înțeleaptă. Să împodobim iar firea cu răsete în soare, cu prunci cinstiți și harnici în case primitoare. Și atunci planeta albastră va fi o simfonie de dragoste, viață, cu cerul în armonie. Dar până atunci, Părinte, ne iartă,
și ne ajută să începem cu noi înșiși prealuminata luptă. Căci vrem cu înflăcărare să devenim fii ai luminii tale, asemenea să-ți fim. Vă mulțumesc că ați ascultat această poezie care, de câte ori o ascult, îmi umple sufletul de speranță și de bucurie și încredere în Tatăl Ceresc. Vă așteptăm în fiecare seară și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne ajută! Noapte bună!